Un cutremur de pământ s-a resimțit în noaptea de vineri spre sâmbătă în Republica Moldova. Seismul cu o magnitudine de 5,3 pe scara Richter a avut epicentrul în zona Vrancea din România și s-a produs la o adâncime mai mică de 100 de kilometri. Cutremurul s-a resimțit la București, unde nu sunt pagube materiale. La Iași sunt case parțial avariate. Potrivit primarului Chișineului, Dorin Chirtoacă, acesta a fost cel mai puternic seism din ultimii 25 de ani. Edilul Capitalei a convocat și o ședință pentru situații excepționale. Conform datelor, Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale colectate din localități, pagube materiale în urma seismului nu au fost înregistrate, informație confirmată către amiaza zilei de sâmbătă. Șeful Centrului de Seismologie Experimentală al Institutului de Geologie și Seismologie din Chișinău, Ion Ilieș a declarat pentru agenția Info că seismul s-a produs la adâncimea de 82 de kilometri, iar la Chișinău a fost resimțit cu intensitatea de 6 grade la o scară din 12. Seismul a fost resimțit timp timp de 15 secunde, replici nu sunt așteptate și nici situații excepționale nu au fost raportate. Cu tremurul s-a produs după ora 2 noaptea în regiunea Vrancea din România și a fost resimțit în Republica Moldova, în Bulgaria și în Ucraina.